O echipă mixtă formată din polițiști de frontieră din cadrul Gărzii de Coastă și lucrători vamale a verificat în cursul zilei de luni două containere cu proveniența China. La bordul acestora au fost găsite mai multe bunuri susceptibile a fi contrafăcute. În primul container au fost descoperite aproximativ 650 de perechi de încălțăminte din înlocuitor, care de asemenea aveau indicii de falsificare, precum și aproximativ 8.000 de bucăți de jucării, reprezentând tot felul de jucării gen darts, săgeți și baloane pentru umflat, de asemenea bunuri susceptibile a fi contrafăcute. Bunurile descoperite, cu o valoare de peste 100.000 de lei, dacă ar fi fost originale, au fost ridicate în vederea confiscării.